Astăzi ne-am gândit să prezentăm hainele românești ale femeilor din Schei, pentru că ne-am gândit de multe ori că materialul acesta pe care l-am mai prezentat a fost insuficient prezentat și este destul de puțin cunoscut, deși găsim și în literatura de specialitate destul de multe lucruri, dar au fost tot felul de confuzii legate de acest sport și asemănările lui cu cel din alte zone sau cu cel aparținând altor etnii, pe care cred că le-am putea lămuri relativ ușor și frumos. Acest sport, care se numește hainele românești, la plural, s-a numit așa pentru că românii din Schei și-au dorit ca toată lumea să știe că nu sunt nici săsești, nici ungurești, nici poloneze, nici turcești. Ele, de fapt, au fost inspirate din portul boieroicelor din țara românească, de fapt, al aristocrației din sud-estul Europei. Dar nu mă refer musai la Balcani, cât la partea asta a noastră. Așa umblau și principesele cu mătăsuri, așa umblau și boieroicele. Existau tot felul de regulamente privind culorile. Unele culori erau pentru anumite ranguri, alte culori erau pentru anumite vârste. Când ieșea pe stradă o femeie îmbrăcată într-un anumit port, știai dacă e o fată sau nevastă tânără sau dacă este boieroaică sau femeie de rând sau dacă e principesă. Ceea ce ne spune, ce vedem, sunt accesoriile. Ele întregesc și dau toate aceste detalii după care ne putem lua pentru a judeca de unde este un costum. Noi avem în muzeu expuse și costume săsești care seamănă cumva cu cele românești. Dar costumele săsești pe care le-ați văzut sunt majoritatea de secol XIX, sub influența romantismului, cu șorți, cu tot felul de accesorii, cu niște ștergare, cu tot felul de podoabe, pe care nu le regăsim în portul românesc, dar pe care în anumite cazuri le-au preluat maghiarii, ciangăii, din zona Șapte Sate. Cum arată, care sunt diferențele, să zic, între portul românesc și cel săsesc? Mai întâi, românii au laibăr, la această vestă din brocart, româncele. Dar această vestă este făcută cu mătase, de obicei ar trebui să fie aceeași culoare și cu sumna, cu fusta, să fie același material. Fetele tinere au culori mai deschise, iar cele, pe măsură ce trece vârsta și devin femei măritate sau bătrâne, ele se schimbă, da, devin tot mai întunecate. Inițial existau anumite diferențe, dar din cauza faptului că multe dintre femeile din Schei și-au cumpărat materialele de la magazin, unde se vindeau țesături aduse din străinătate, că acestea nu erau făcute în Brașov, s-a ajuns cumva la o anumită uniformizare. Dar uniformizarea nu a afectat nici culorile care erau diferite, ocru, bej, maro, închis, deschis, anumite tonuri de roșu închis, de bordeaux, anumite culori către auriu, către portocaliu, vernil, chiar și blu. Așa. N-am văzut violet, n-am văzut ciclam, n-am văzut alb complet la niciunul, dar în rest, să spun așa, culorile astea, verdele, albastru deschis, da? Blu. Vernilul, ocru, bejul, portocaliu, un anumit fel și așa cum se vede și acest maro.
Multe din cele care s-au păstrat la noi, au ajuns la noi, nu sunt cele care erau purtate de fete, pentru că purtate la jocuri și purtate la tot felul de evenimente cât erau tinere, la un moment dat nu le mai cuprindeau și nici nu le mai veneau din punct de vedere al culorii și atunci se schimbau. De obicei, majoritatea costumelor care au ajuns la noi au fost de la femei măritate, femei în vârstă, care purtau culori mai închise. Dacă au o idee, de obicei decorul este floral sau vegetal la aceste materiale. Am vorbit de laibăr, da, care este făcut din mătase, din brocart, cu aceste motive florale. În cazul nostru avem aici un fel de trandafir, da, să spunem, dar la fel se vede și la sumnă, că e același material făcut cu auriu. Au fost foarte multe care aveau acest motiv, pentru că eu bănuiesc că la anumite momente nu exista posibilitatea de a cumpăra foarte diversificat. Adică puteau să-și aleagă ori cu lăcrămioare, ori cu trandafiri, ori cu bujori, ori... dar nu să spui că aveau 100 de cupoane cu 100 de culori și cu 100 de modele, da? Ci fiind destul de restrânsă, de asta multe dintre ele apar cu aceste costume, cu aceste haine românești care seamănă. La o primă vedere seamănă foarte bine. Acum să știți că unele din ele erau și împrumutate când se duceau la fotograf, că arătau mai bine sau că erau mai bine croite sau așa. Dacă vorbim de cămașă, cămașa aceasta se numește ciupag. La alții ciupagul e numai partea din față. Aici la noi vorbim de o cămașă cu mânecă, de o cămașă scurtă până la mijloc, care are mâneci largi. Nu se vede acum cât îți de largi, dar acestea sunt niște mâneci baroce care trebuie să fie destul de evazate în partea de jos și care erau prinse cu pumnași. Acești pumnași trebuie să fie musai din catifea, dar nu din alt material, și dacă se poate să fie cusuți cu fir de argint aurit sau cu fir de aur, cum este el numit, și legați cu panglici. Această modă vine din moda principeselor din țara românească și a boieroaicelor, care aveau niște cămăși cu mâneci baroce foarte largi, făcute dintr-un lat de pânză, de borangic, inițial, și erau, de fapt, partea de sus era dintr-un lat, partea de jos a cămășii din celălalt lat. Și se răsuceau pe mână și se prindeau jos cu pumnașii. Deci, de acolo provine această tradiție a acestor cămăși. Majoritatea celor pe care am văzut au tiul sau au borangic, pentru că au fost mode și când faci o reconstituire, trebuie să te gândești și cât de departe te duci în istorie. Vrem să vedem cum erau în secolul XVIII, vrem să vedem cum erau în secolul XIX, cum erau în perioada interbelică sau cum sunt acum. Că de aici pornește discuția despre cât de autentic este un costum. Eu zic că, din fericire, Schei Brașovului s-au păstrat foarte bine hainele românești ale femeilor și majoritatea au o notă mare de autenticitate. Chiar și dacă, să spun, unele au pânză de perdea în loc de tiul, dar măcar la nivel de croit, de cum trebuie să fie, măcar pentru că se închid cu pumnași, tot păstrează un caracter foarte mare de autenticitate. Și costumele făcute de cei care trăiesc în zona asta, pentru cei din zona asta care le și poartă, nu pot fi decât autentice. Da? Adică un brașovean face un costum pentru o brașoveancă sau o brașoveancă face un costum pentru altă brașoveancă care îl poartă exact la activitățile la care îl purtau celelalte înainte. Da? Acest este un costum făcut în comunitate pentru membrii comunității, nu are cum să fie neautentic. Decât atunci când nu se respectă desenul croiului, când nu se respectă deloc materialele, când se intervine chiar și la accesorii, pentru că accesoriile sunt cele care iară dau o notă de specific
acestui costum din șchei. Dacă ne uităm la accesorii, cel mai important este brâul. Acesta este făcut de saș, deci am putea liniști să-l numim săsesc. Dar era modă la românii din schi să-l facă un pic mai lat decât cel ce angăiesc sau cele săsești și cele care zlate se numesc brâie românești. Brâul acesta cu paftale d-acuba la male, la origine era bărbătesc. Îl purtau militarii din armata otomană. De asta este așa de mare. Și de asta săsoaicele îl purtau așa, fără să fie petrecut, iar româncele îl purtau astfel, modul care apoi a fost adoptată și de saș și de ceangăi. De ce e important acest brâu? Este important pentru faptul că el este un simbol al bogăției familiei la toate cele trei etnii. La români, la saci și la maghiari. Maghiarii s-au îmbogățit ultimii în secolul al XIX-lea, cam începând cu dualismul, renunțând la munca câmpului și făcându-se cărăuși sau intrând în anumite profesii unde le-au dat voie sașii. Și atunci au putut să-și facă în zona săcele un costum pe placul inimii, care a împrumutat elemente și de la unii și de la alții. De exemplu, dacă vă uitați, au luat heftelul sau paftaua săsească, dar n-au aplicat-o pe pieptar de catifia, ci au aplicat-o la un laibăr, la o vestă din asta românească. Da? Din acel motiv, laibărul ceangăilor nu are sponce, nu are nasturi. Că deja era un plus și nu se vedeau. Da? Dar brâul, după mine, este simbolul avuției la toate aceste trei etnii. Și arată starea socială și pare un accesoriu indispensabil atât pentru fetele de măritat, care ies și după ce ies fotografiate ca mirese așa, cât și pentru femeile măritate, că face parte din zestre. Un alt accesoriu este salba de aur, pe care o poartă la gât și pe care n-am adus-o, dar o să aveți ocazia să o mai vedeți. Ideea este că salba o găsim la saș, o găsim și la români, la maghiari găsim însă niște mărgele de coral. Și coralul era scump și se obținea destul de greu și era o alternativă la lipsa salbei. Nu știu acum cât de mult, cât de mare era diferența între unul care avea coral și unul care avea salbă ca bogăție, dar la un moment dat apare o modă și atunci nu mai contează că nu-și puneau salbă, că era moda și tradiția să aibă salbă din mărgele de coral, care erau suficient de scumpe și probabil conta numărul lor, nu atâta, să zic, de fapt cantitatea și în cazul ăsta. Vorbim de accesorii. Aceste sponce sau nasturi erau lucrați în tehnica filigranului, aveau turcoaz, coral, rare ori briliant, dar foarte rar. De asta de obicei găsim fie culoarea turcoaz, fie culoarea de coral, fie briliantul care e ca un cristal, adică un diamant, dar care e incolor. Da? Uneori mai găsim și varianta în care în loc de piatră are un bum mic, o bilă mică de argint, din același material cu restul nasturilor de filigran. O femeie care este căsătorită poartă la brâu ori pe partea dreaptă, ori pe partea stângă. Am văzut în fotografii și așa, și așa. Acest brâu, această panglică, care atestă faptul că e căsătorită. Fetele când ies la joc, nu o poartă legată de la brâu, o poartă prinsă pe spate. Și asta, să zic,
face diferența. În legătură cu pumnii, am vrut să spun că pumnii de catifea erau apanajul voievozilor în țara românească. Și că nu aveau voie să poarte catifea nici boierii, nici oamenii de rând. Dar noi aici, în Brașov, nu aveam de ce să ne supunem acestor reguli și se pare că primele care au purtat au fost fetele domnitorului Brâncoveanu. Majoritatea elementelor care cătuiesc aceste costume duc spre sfârșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea și arată de fapt cum în momentul în care au început anumite reglementări vestimentare să fie mai ușor trecute cu vederea, cum cel puțin românii din comunitățile înstărite să facă și ei trecerea spre acest tip de costum. În scrisorile pe care le poartă cu magistratul și cu judecătorii Ilie Birt, tocmai asta le reproșează, că pe de o parte magistratul și patricienii sa și critică pe români că își îmbracă soțiile ca pe niște patricene și pe niște prințese, dar că nu au bani ca să-și plătească dările. Da? Pentru că probabil că evaziunea era destul de mare în acea perioadă. Da? Și de aici mai aflăm de alte elemente. De maloteaua care avea în față vulpi și în interior o mesadă din blană de miel și alte lucruri. În legătură cu acoperământul capului, fetele niciodată n-au purtat nimic pe cap, cu excepția unui decor floral, o florcică mică pusă la ureche și părul era coafat, prins în anumite codițe sau după anumite mode care de-a lungul timpului s-au schimbat. Ca să poarte ca semn distinctiv că sunt femei măritate marama, nu le ajungea doar o maramă din Borangic, ci aveau nevoie de un conci în care este un cerc de lemn sau de metal în care se prindea părul în coadă, care avea legat de el o panglică care venea de pe frunte până în spate la conci și pe care se prindea un batic obișnuit, din acesta cu bulinuțe, legat la spate, da? Deci făcut în jumate și apoi prins la spate deasupra conciului. Pe această instalație, să zicem așa, cu bongoșe, cu ace de siguranță, se prindea marama, care avea marginile apretate ca să stea destul de tare și mișocul lăsa mai moale ca să se poată rula. E de ajuns să vedem imaginile vechi, ca să vedem cum sunt toate aceste lucruri atestate la nivelul comunității. Avem imagini vechi cu femei căsătorite, cu văduve, cu tinere, cu mirese. Vedem toate aceste lucruri la ele. În legătură cu costumul, să zic că aici, de aici începusem, asemănările dintre costumul săsesc și cel românesc din Schiei nu sunt atât de multe cât sunt de multe cu costumul ceangăiesc. Pentru că ceangăii, v-am spus că au preluat de la sași anumite elemente, au preluat, de exemplu, șorțul, au preluat panglicile care se pun pe spate ca podoabă, au preluat baticul și marama și acele de prins care sunt după model săsesc făcute, care împreună cu hermelul, adică practic la nivel de accesorii, maghiarii au preluat aproape toate accesoriile pe care aveau sașii, dar au preluat și câteva lucruri de la români, cum ar fi raibărul din mătase sau din
sau din brocart. Nu există reguli în ceea ce privește materialul de pe margine. Uneori sunt materiale făcute la mașină jacquard, tot felul de panglici, alteori sunt materiale din mătase, uneori sunt materiale brodate, alteori sunt chiar lucruri făcute de mână cu croșetul, cum ați văzut în unele poze, pentru că aici exista o foarte mare diversitate și depindea de gustul fiecăreia. Unele au floricele, altele au cireșe, altele au cireșe negre, altele cu motive florale, cu lăcrămioare, cu mai știu ce, cu flori auric sau cu... Da, deci e extraordinar de mare diversitatea. Între care apar destul de des și aceste materiale cu carouri, să spunem, care, da, ecosesc, care nu sunt însă reprezentative. Ce ar mai fi de spus este că la origine aceste brâi aveau fie bumbi din metal, fie bumbi din, dacă se numesc nafte, fie din care în capăt erau cu o piatră, cu un rubin sau cu ceva, un smarald sau un safir. De obicei, culorile erau roșu, albastru sau verde, dar nu predomina o anumită culoare. Multe sunt cu roșu, dar sunt și foarte multe care au una albastră, una roșie, una albastră, una roșie, în mod, puse în mod așa alternativ. Și asta arată, de fapt, cât de mare a fost gustul. E dificil să căutăm. Și cu turcoaz. Da, unele sunt chiar cu turcoaz. Sau chiar cu coarț, ăsta cu coral. Așa. Ideea este că e dificil să căutăm o uniformitate totală, pentru că nu aveau același corp, nu aveau același gusturi, nu aveau aceiași bani, nu aveau nici același croitor, pentru că astea nu sunt făcute acasă de mama, soacră și de bunica și de, da, adică erau făcute de un croitor care avea experiență, care știa cum să le facă, știa cum să le facă în tărituri, cum să le croiască ca să fie ceea ce trebuie. Ele sunt un costum cu un caracter ceremonial, să spunem, da? Că nu erau să se ducă în prunță, cumpere cartofi și bucurase că s-au îmbrăcat frumos sau așa, da? Erau folosite când veneau împărații sau la anumite sărbători creștine sau la anumite sărbători ale comunității sau ale junilor sau la jocurile strămoșești, unde iară partida nunți, da, la evenimentele însemnate din viața omului. De ce s-au păstrat atât de bine în șchei și în alte părți mai puțin? Pentru simplu fapt că știm că cel puțin de la venirea lui Bucov aici în ultimul sfert al secolului XVIII, aceste costume sunt mereu purtate de români când sosește câte un împărat, cum este împăratul Francisc, care a vizitat Brașovul și are aici o poartă făcută în amintirea vizitei lui, dar e făcută cu 10 ani mai târziu. Când soseau anumiți demnitari ai statului, când soseau regii României după 1918 sau după ce s-au împăcat cu regimul comunist și când au sosit Ceaușescu și Honecker și Gaddafi, care au întâmpinat pe stadion și aceste costume împreună cu cele ale junilor erau menite să atragă atenția asupra frumuseții portului tradițional de această zonă. Acest port este unul urbanizat, dar el nu este un port țărănesc. Ei nu poartă decât cizme, n-au opinci. Chiar și cei care se numesc juni naționale albi, sunt mereu un cizme. Când vedem într-o poză veche un june care seamănă cu un albior, trebuie să ne gândim că acela poartă un costum național și dacă are opinci,
atunci e călușar, nu mai e june. Dacă are cisme, atunci merge la o activitate de ajunilor sau este fotografiat ca atare. Ce e interesant de spus e faptul că, așa cum am spus, din cauza că el a avut un rol ceremonial, nu au fost atât de dispersate și de date fiilor și nepoților, ci de obicei au sosit la pachet, adică s-au transmis în întreg. Pentru că în satele românești care s-au modernizat, multe din ele, de asta acum multă lume are ei. Că mare lucru de la mama și bunica nu mai are. Cojoacele nu, fote nu, alte lucruri. De ce? Pentru că le-a dat, iar unele le-a dat bunica așa, tu ții o ie, tu o ții pe a doua, altul ia bundița, altul ia o fotă. Și când voia cineva să poartă un astfel de costum, avea de făcut un pelerinaj pe la foarte multe rude, din care probabil unele și refuzau direct. Și atunci, de asta spun eu că nu în toate comunitățile s-au păstrat cu atâta acuratețe portul, pentru că nimeni nu-i chema pe acești oameni niciunde în port tradițional, nici la biserică nu mai mergeau, că în multe din aceste comunități s-a reluat asta doar după Revoluție și așa s-a pierdut. Au ajuns pe la tot felul de nepoți și nepoțele, elemente de port tradițional sau altele s-au stricat nemai fiind purtate și ajungând la ele moliile sau alți dăunători și uite așa de obicei s-au păstrat niște lucruri care cumva poate avea o valoare sentimentală, o cămașă cu sută în tinerețe, cămașa de nevastă sau de mireasă sau mai știu ce, dar foarte puțin s-au păstrat să spui. Asta e valabil la majoritatea familiilor, nu s-a păstrat un costum întreg de primăvară, vară, toamnă, de mers la biserică, de mers la piață, da? Adică a existat o mare diversitate pe care noi acum nu mai vedem. Pentru că aceste lucruri nu se mai poartă. Unii nu poartă căciulă, în general, în România vorbind, da? Alții nu poartă niciun suman, niciun recăl, nimic, niciun laibăr, nici... Dar și atunci îi vedem jucând la televizor, numai într-o cămășuță și cu pantaloni, cu opinci sau cu sandale din acelea de ansamblu și care de fapt nu reprezintă ceea ce ar trebui să fie portul tradițional. Dar în cazul Brașovului avem noroc cu acest port care chiar dacă este urbanizat, și este inspirat din ceea ce era elita românească de odinioară, s-a păstrat destul de bine și cu mare acuratețe. Acum, dacă aveți întrebări legate de cele prezentate. Dacă să zici de Cureala Sunei, pe drept în față și creați în spate, și ce se află sub? Da. De obicei subsumnă, care adesea este dublată, ca să aibă ținută, se află și un androc, care este din tafta și care în trecut avea rolul să foșnească când umblea femeia prin casă sau prin, sau pe stradă sau așa. Da? Iar sumna este o fustă amplă la care se face din o lungime de probabil dintr-o lățime de 4 lați, așa, cel puțin, ca să poată face clin de stui pe părți și în margini și să aibă în față cât mai drept, așa, ca să fie cum s-ar numi, ca o oglindă. Da? Cămășile sunt de mai multe feluri. Aici este doar una din ele, cea care are guler de tipul acesta și la care mergea să prinzi și o salbă. A existat o mare diversitate, pentru că v-am spus, a existat o mare diversitate financiară și o mare diversitate de gusturi. Iar faptul că în unele momente au existat restricții în ceea ce privește achiziționarea materialelor a determinat o mică uniformizare, cel puțin la nivelul țesăturilor,
că nu aveau foarte multe culori la alegere sau foarte multe modele. Dar oricum diversitatea este mare pentru că unele preferă să nu aibă la aibă aceeași mătase și pun o mătase dintr-o culoare care merge sau se asortează cu restul. Da? De exemplu, maro ăsta îl pun cu al maro. Sau pun o culoare un pic mai deschisă, o altă nuanță, un alt ton de culoare. Cam asta așa ar fi pe scurt povestea haidenilor românești. De catifea. Vestea de catifea nu face parte din această ținută. Vestea de catifea este o moștenire a unui port de zi cu zi. Da? Ea are rolul de a asigura proprietarei o ținută frumoasă când se află, de exemplu, în vizită la niște prietene și, bine, erau și multe haine, cum ar fi scurtăica, maloteaua sau tivilichia, care se purtau peste. Și care sunt, tivilichia e un fel de geacă destul de modernă, pe strânsă, pe corp, pe talie, așa. Dar ideea este că acest tip de vestă, care nu face parte din portul românesc, din hainele românești, face parte din portul românesc. Adică ele pot purta cu o fustă din postav sau din material făcut în casă, îl pot purta cu fustă cu șorți, îl pot purta cu cămașă. La asta, de exemplu, adesea găsim câte o ie făcută, da? Adică ăsta chiar se poate purta cu o ie de aici, de Țara Bârsei. Adică care are și altiță, care are și un râu, da? Care este de feminitate extraordinară. Da. Și asta e făcută tot așa, se vede de croitoreasă, are întărituri. Acest tip de margine l-am văzut și la alte... Da, e jacard. L-am văzut și la alte lăibărici din astea, din mătase. Așa, pentru că v-am spus, era destul de mică. Așa. Asta este un fel de al doilea costum, da? Să zicem... De zi. De zi, da. Dar... Trebuia să fie foarte cald ca să umble numai așa.